CSU Albaiulea se pregătește pentru un retur de campionat care se anunță a fi unul extrem de dificil. Chiar dacă au scăpat de seria meciurilor grele, având în vedere că returul cu Târgoviște programat la Albaiulea este reprogramat pe data de 27 februarie, staful își dorește o pregătire bună pentru o clasare cât mai prielnică la final. Formația de basket feminin din Albaiulea s-a reunit cu efectivul complet. Lotul nu a suferit modificări, nefiind perfectate transferuri sau plecări de la echipă. Tocmai pentru acest lucru, Petru Eleș crede că obiectivul poate fi atins mai ușor. În primul rând pentru că ne dorim continuitate, pentru că am învățat din greșelile, să zic așa, trecutului și la Satu Mare și aici anul trecut, că nu totdeauna schimbările sunt benefice. În al doilea rând, eu personal și staful tehnic, credem în jucătoarele care sunt aici, au demonstrat cel puțin a doua jumătate a turului că sunt capabile să obțină rezultate bune și suntem convinși că putem, cu ce avem aici, să ne atingem obiectivele. Directorul sportiv al clubului crede că CSU Albaiulea are de câștigat foarte mult din cauza reprogramării jocului cu fetele din Târgoviște. Meciul era programat inițial pe data de 23 ianuarie, însă în acea zi formația de pe locul secund al Ligii Naționale de Basket are meci în cupele europene. Astfel CSU evită să joace meciurile de foc consecutiv. Cu toate acestea, disputele cu Satu Mare din deplasare și cu Aradul de pe teren propriu se anunță foarte dificile.